vă invităm să pășiți acum pentru a-i întâlni pe membrii coralei Madrigal și dirijorul Marin Constantin. Fiecare repetiție debutează cu multe, foarte multe exerciții. Madrigalul se îndreaptă spre aniversarea a 30 de ani de existență. 30 de ani de succese pe meridianele lumii, de cunoaștere și recunoaștere a miracolului Madrigal și tot atâția ani de imensă muncă. Aprecierea criticului iugoslav, care compara Madrigalul cu o vioară Stradivarius în mâna lui Paganini, surprinde prin îndrăzneala ei, dar ascultând și reascultând Madrigalul, realizezi că această comparație nu este o exagerare. Si bemol, dan. Da, sau do, pardon. Nu, sau de, nu, nu. Intrarea nu trebuie să se simtă. Poftim. Dumneavoastră, problema încălzirii la noi, la corul Madrigal, ridică foarte, foarte multe probleme. În primul rând, caracterul cameral al formației. În acesta deja proporționează dinamic altcum decât la corurile de amploare sau la corurile pe voci egale. Vastitatea repertoriului, care pleacă de la preclasici, în repertoriul occidental până la contemporane sau din folclorul nostru străvechi, trecând prin muzica bizantină, care este aproximativ cu aceeași vechime, până la compozitorii noștri actuali, care sunt prezenți prin Cornel Taranu chiar în concert, ne ridică foarte multe probleme de stil. O altă problemă pe care o folosim la încălzire, aici probleme de tehnicizare, un staccato, un legato, martellato, anvergura, depind toate de două probleme fundamentale. Gradația, pentru că senzația, impresia este cea care rămâne în cel care ascultă, dacă începem de la pianissimo sau pianissimo, până la mezzo forte, poți să ai senzația că ai realizat un fortissimo. Pe de altă parte, viața este atât de variată, bogată, frumoasă, urâtă, grea, splendidă, încât toate acestea se traduc în modul în care noi prezentăm, adică ne folosim de sunet ca să o redăm. Pentru că ce e altceva muzica decât viață. Deci necesitatea ca fetele, băieții, corul în general, să poată să desfășoare un spectru coloristic foarte variat. Ce ați putut surprinde este extrem de puțin, dar trebuie să lucrăm zilnic la aceste probleme, pentru că este exact ca aerul, ca apa, ca mâncarea pentru organism. Fără ele nu poate trăi o formație care dorește să fie prezentă din punct de vedere artistic cu demnitate. Da, stimate maestre, câtă dreptate aveți! Exercițiile de încălzire sunt ca aerul pentru cântăreți. Când încărcatea dumneavoastră agenda vă va permite, vă așteptăm la o oră de muzică în care să vorbiți și să-i învățați pe tinerii dirijori cum trebuie să lucreze cu un cor.
Cu siguranță au nespus de mult de câștigat din experiența celui despre care se spune că este un grădinar al imposibilului, care face să răsară flori în deșert, un genial dirijor. Deci, vă așteptăm, maestre! Dar până atunci, cu riscul de a vă înmulți pulsul emoțiilor, trebuie să vă spunem că nu mai sunt bilete pentru concertul Coralei Madrigal în Festivalul Internațional George Enescu, ce va avea loc joi, 19 septembrie, ora 19:30, la Ateneul Român. Așadar, o nouă apariție a madrigalului în concert, o altă sărbătoare a muzicii, iar pentru corală și al său dirijor, un nou examen, pentru care nota maximă va fi insuficientă. Cei ce vor avea prilejul de a fi în sala Ateneului Român în seara de 19 septembrie vor întâlni madrigaliști pe care îi știu a fi membrii fondatori, dar vor întâlni și chipuri noi, tineri coriști ce aspiră la calitatea de membru al corului madrigal. Pe deloc,
coriști mai noi sau mai vechi vor fi cu toții un diamant supus cizelării mâinilor acelui perfecționist prin definiție, care este dirijorul Marin Constantin, dirijorul uneia dintre cele mai importante ansambluri corale ale lumii contemporane.